La mulți ani! Bună la seara, mulți, la ani. Mulți ani! Iată-ne după anul solar toți aici. Și după drumuri toată ziua. După drumuri și după apropierea de, anul, de luna de bivol. Vreau să vă spun că încercăm să vă dorim după calendarul solar un an nemaipomenit. Mă bucur că ați fost alături de cei dragi, marea majoritate, cei care n-ați fost, gândurile noastre se duc alături de dumneavoastră, ca să nu fiți singuri. Anul acesta ne mai zbatem în luna de bivol și până pe 8 vreau să vă spun că avem această lună de bivol care nu prea e frumoasă până pe 4 februarie, dar pe 8 începe anul. Vreau să vă spulber un mit, că lumea nu prea vrea să vă spună. 4 februarie se numește începutul primăverii pentru că atunci soarele este la 315 grade. Este un fenomen solar. Da? Dacă ar pune mai mulți mâna pe carte și ar citi, ar vedea că orice lună se împarte în două segmente. Acest segment care este începutul primăverii, deci nu este anul nou, nu este vasilică, este începutul primăverii, este lapciunul, se poate spune, este intrarea soarelui la 315 grade. Deci, așa că dacă nu știți despre ce e vorba, nu mai vorbiți. Mi-a scris o domnișoară astăzi pe internet, nu că m-ar interesa, că de ce vreau eu să-i negresc pe toți, că nu mă albesc eu. Eu n-am de ce să mă albesc, culoarea mea de la natură e un pic tuciurie și n-am de ce să... Nu e, să știți, e mai alb ca mine. Da, n-am de ce să mă albesc, însă dacă copilul meu vrea să pună mâna pe aragaz, eu îi spun ai grijă că frige. Dacă copilul meu vrea să experimenteze lucruri proaste, eu am datoria să-i spun despre ce este vorba, să încerc să-i explic înainte de a face un lucru că poate să treacă prin diverse lucruri nu prea fericite. Așa că dacă eu vă spun despre acești bandiți și mincinoși, hoți, trădători sau toate chestiile astea, nu vă fac decât un serviciu. E adevărat că dumneavoastră uneori nu mă apreciați pentru faptul că fie fraternizați cu aceștia, fie... Sau nu vă dați seama de diferențele care există de fapt chiar și între ei, șarlatani mai mici și șarlatani mai mari. Știți, nu spun că toți sunt așa. Din păcate însă, din păcate în domeniul nostru Feng Shui, vreau să vă spun că am un 75% sunt. Aici e problema. Și mai, deci mint cu nerușinare. Vreau doar să transmit unui anumit domn că e foarte ușor să te bazezi pe cineva, cum sunt eu, de exemplu, care pleacă în Malaezia în două zile și cheltuie niște bani, tocmai pentru a transmite oamenilor niște informații mai departe, deci nu plec numai pentru mine. Sigur, eu plecam oricum, să ne fim înțeleși, pentru că în fiecare an am fost de când am făcut cursurile, pentru plăcerea mea, dar eu pot să țin informațiile pentru mine sau pot să vi le dau pe gratis dumneavoastră, da? Și am ales să o fac, pentru că azi, mâine, poate murim sau eu știu ce se întâmplă și este foarte bine ca să formăm niște oameni să ne ducă munca mai departe. Deci ca să revin la ideea principală, e foarte ușor să aștepți să plece cineva când tu ai putea să o faci și să cheltui niște bani, da? Dar aștepți să vină ăla înapoi, să-i furi ideile, să spui exact, deci mot a mot, tot ce spun eu, la o extravaganță. Au trimis unii oameni acolo care au apărut din neant și au plecat înainte să se termine și eu nici nu știam cine sunt, ca apoi să văd o extravaganță numită la fel peste câteva zile făcută de unul dintre aceia. Chiar da? Deci este foarte ușor să faci lucrurile astea, deci asta se numește furt, pur și simplu. Și nici măcar pe slide-urile acelea prezentate de noi nu au scos Anca Dimancea de pe el, adică ori nu s-au priceput, ori n-au mai avut timp, ori pur și simplu nu i-a interesat. Au susținut acel eveniment al lor cu aceleași slide-uri care le-am adus eu de acolo. Domnilor, călătoriți, mergeți! Nu vă împiedică nimeni, mergeți la un curs însă înainte, pentru că atunci când vorbești, trebuie să știi de ce spui lucrul ăla și nu doar să-l copiezi și se vede clar că tu nu înțelegi ce spui. Adică ce rost mai are? Haideți să nu ne mințim. Și este vorba de un domn foarte tânăr, da? El o să știe despre cine e vorba, pentru că copiază din
păcate, aș spune, niciunul din cei care ne-au declarat vot război pe față nu au făcut sau nu vorbesc din școala maestrei noastre. De asta mai și scapă lucruri sau le spune eronat. Acest domn vorbește din școala asta, dar copiindu-ne pe noi. Nu, da? Asta e problema. Problema este că... nu, dar trebuie să le înțeleagă. Cu o săptămână înainte o critica că nu e bună, după care face predicții conform școlii acelea. Mai mult decât atât, haideți să vă spunem un lucru. O să tot auziți, lungta. În școala de Feng Shui, în școala de paci a lui Lilian Tu, există, și o așa numită calculare elementelor vieții, da? E, în momentul în care calculezi esența vieții și anumiti parametri în funcție de diverse lucruri ale chartului, se spune că atunci când ai o esență spirituală slăbită, da? Când n-ai putere, aduci lungtau. Lungta, în tradiția tibetană, nu este decât calul de vânt. Să spui bine că Marian are un lungta bun, e ca și cum iau un cal de vânt la mine, lângă mașină, parcat. Lungtau nu este decât un remediu. Lungtau reprezintă o energie care, fie oprins, fie n-oprins, există o discuție despre asta. Da, dar... și la bază, deci remedierea se face din cauza că parametrul acela care se numește esență spirituală este slăbit. Deci parametrul se numește esență spirituală, remediul se numește lungta. Deci iată ce varză este în capul acestora și problema noastră nu e că e varza în capul lor, treaba lor ce fac. Problema este că ei o transmit oamenilor la televizor. Aici este marea mea problemă. Deci dacă nu stăpâniți un lucru, oricare, doamne, domni, mai bine nu vorbiți. Sau întrebați, sau veniți la un curs, vă invităm pe gratis. Veniți, învățați. Și după aceea să puteți și voi să învățați pe oameni corect, ca oamenii aceia să nu fie debusolați după aceea, pentru că noi apucăm, spunem un lucru, veniți dumneavoastră și spuneți ceva ori copiat, dar neînțeles, și atunci automat se transmite eronat, într-un final, ori e chiar eronat de la început, când este tocmai pentru că a fost prost înțeles. Deci oricum ajungem la aceeași idee. Gata. Asta mai departe. Tot. Deci eu am zis că a atrage atenția asupra unor lucruri este în beneficiu oamenilor, cu toate că pe unii îi deranjează, sunt liberi să schimbe postul și să se uită la altcineva și la altceva. Bun. Tocmai ca să vă ajutăm, aș spune așa, haideți să începem cu zodiile, pentru că am mâncat 5 minute. Zodiile pentru luna aceasta, da, deja dumneavoastră sunteți familiarizați cu ceea ce am mai prezentat, însă totuși acum vom dezvolta. Luna aceasta are, bineînțeles, jumătate din sectoare foarte benefice, pentru că se dublează stelele benefice, și jumătate din sectoare mai puțin benefice sau chiar malefice, în sensul că, uite, de exemplu, pe vest, sectorul cocoșului, se dublează steaua 5 și aici este o problemă. Da? Așadar, să începem cu șobolanul. Șobolanul este foarte bine aspectat luna aceasta. Aș spune că dintre toate zodiile, șobolanul este cel mai bine aspectat și influențat din toate punctele de vedere benefic, atât pe carieră cât și în dragoste. Din punct de vedere al poziției sociale, este foarte bine văzut, poate fi promovat chiar într-o lună ca aceasta, este și luna prietenului secret, are și o dublă stea 8, deci mai bine de atâta ce poate fi. Este ajutat din umbră, susținut în ideile lui, de șefi, de colegi, deci nu este gândit rău și nu ar trebui să aibă obstacole semnificative luna aceasta. Dacă luna trecută a fost o lună nu chiar grozavă pentru că era și șobolanul, dar avea o stea de multiplicare, e, luna asta este chiar mai bună decât luna decembrie. Urmând să vedem, bineînțeles, când o să facem predicțiile pentru anul viitor, ce se întâmplă în februarie. Dar profitați la maximum și folosiți-vă de remedii, de exemplu, pentru prosperitate, tocmai ca să vă potențați și mai mult prosperitatea. Nu uitați doamnele născute în an de șobolani, cele care doresc un anumit lucru, nu neapărat prosperitate, poate sănătate sau, eu știu, o relație mai stabilă sau dragoste, pur și simplu, sau să fie iubite, apreciate mai mult, folosiți-vă de grintara, prietena noastră, om tare, tu tare, ture soha. Pentru toată lumea, fac o mică paranteză, ca să nu scap această idee, ne-au întrebat și ne-au rugat să povestim despre acest remediu
și să le arătăm cum se folosește. O să vă arătăm în emisiunea de astăzi. Această oglindă este cea mare, da, există și în variantă mică. Pe spate, observați, are o mantră încrustată. Aceasta este oglinda, da, de fapt. Ea trebuie întotdeauna folosită atunci când intrați într-un spațiu foarte nociv, să spunem, sau oameni care nu vă vor tocmai binele, trebuie să o rotiți la 180 de grade dreapta, 180 de grade stânga, da? Pentru cei care mai vor informații, puteți să ne contactați prin Facebook-ul nostru România Feng Shui și vă vom spune mai multe în măsura în care avem și timp, pentru că sunt sute de mesaje de multe ori într-o zi și nu apucăm să le răspundem tuturor. Sunt puternice și sunt niște remedii extrem de utile, nu degeaba sunt recomandate în anul acesta în care lipsește și apa, avem disarmonii, avem potențial de conflicte, ca să nu spunem războaie, conflicte armate, explozii și alte, avem un exces de foc, o să vedem, o să vorbim înainte de 4 februarie sau în jurul acelei date, o să vă dăm câteva informații în plus cu care vin și eu din Malaezia. Până atunci, deci, să revenim la șobolan. N-ar mai fi foarte mult de povestit la aceștia, pentru că nu au nevoie de prea multe sfaturi. Trebuie pur și simplu să-și asculte instinctul, să profite de oportunitățile care apar. Li se recomandă să nu ia în cârcă prea multe responsabilități și să se concentreze pe cele pe care și le-au propus, deci obiectivele propuse sau cele pe care le-au început. Și mergem mai departe la bivol. Bivolul nu ar trebui să aibă o lună proastă deloc, doar că e luna lui. Și știți, atunci când mai vine încă un element pământ, pentru cei care au exces de pământ, nu este o lună tocmai favorabilă, este acel exces de metal, chiar dacă este o stea, o energie benefică, un dublu 6, care este steaua norocului divin, deci ar trebui să fie ajutați, chiar din plan divin sau prin oameni, Dumnezeu lucrează și prin oameni, nu? Astfel încât ei sunt sfătuiți să nu circule cu viteză, să fie foarte grijulii pe unde călătoresc și cu ce călătoresc, cu ce mijloace de transport în comun, să zicem, acelea să fie bine echipate și așa mai departe, mai ales dacă au drumuri lungi de făcut, să nu se teamă, cum să spun, de noi, de un job nou, deci pot să schimbe locul de muncă, pot să se mute, pot să se căsătorească luna aceasta, nu sunt impedimente mari. Dacă mă întrebați, aș evita cuțitul, aș evita operațiile în cazul bivolilor pentru luna aceasta, da? Tocmai pentru că este acest exces de energie de metal, dar până la urmă metalul vine și mai controlează, mai consumă din energia în exces de pământ care există prin luna de bivol și dacă vorbim de oamenii care au un exces de element pământ, sigur ei trebuie să-și cunoască chartul. Deci nu e o lună rea deloc, din potrivă. Aș spune că este practic ultima lună bună din acest an de oaie, da? Cu toate că luna intră în contradicție cu anul de oaie fiind lună de bivol. Însă pentru ei trebuie, deci, atenție la mici probleme de sănătate pot să apară, care sigur se remediază destul de repede. Mai mult sperieturi ar fi și aș evita operațiile, deci asta ar fi în principal. Au popularitate, sunt bine văzuți, stau relativ bine cu jobul pentru cei care sunt deja puși pe un drum, iar ceilalți, da, își pot schimba jobul dacă nu sunt mulțumiți, dar luna aceasta până pe 4 februarie. Pentru tigru este chiar o lună foarte, foarte bună, aș putea să spun, poate chiar mai bună decât pentru bivol. Pot să investească, pot să semneze contracte, pot să ia decizii majore pentru viața lor. Într-un cuvânt, munca multă va fi apreciată și va genera bani mai mulți, deci automat înseamnă apreciere din moment ce ai putea fi plătit mai bine pentru orele în plus lucrate. Ideile vor fi apreciate și vor fi chiar respectate de cei cu care lucrează, vor fi ascultate. În general, cu sănătatea stau mai bine decât bivolii, deci iată o lună promițătoare și aș spune
chiar se recomandă pentru cei care vor să mai slăbească sau țin anumite cure de slăbire să meargă mai departe și să practice și niște sport. Sigur, cu această evitare a sporturilor de performanță, în sensul că totuși n-aș forța mâna destinului să le spun da, mergeți pe pârtii abrupte și schiați, acum că a venit și zăpada. Avem acel exces de element metal, care metalul distruge lemnul de bază al tigrilor în ciclul elementelor. Deci aici ideea este să nu forțați mâna destinului și să nu să nu luați niște decizii foarte pripite sau să practicați sporturi extreme. Aici vreau să ajung. Bun. Pentru iepuri este o lună nemaipomenit de bună. Să nu trecem așa repede asta, faptul că avem acești 2 de 6 care reprezintă o energie mai mică de metal, trebuie să ne pregătească ca în nord-est să ne așteptăm la mici lucruri cu arme ușoare, accidente nu formidabil de puternice, dar în schimb pe metal ne așteptăm la evenimente. Da, nu prea fericite. Da, acum deci atenție la viteză, da? Viteza pentru cei care conduc bivolii și tigrii. Asta aș mai spune, deși mijloacele de transport în comun n-au cum să meargă cu viteză. Alea n-au cum să meargă cu viteză, deși există trenuri de mare viteză, eu știu pe unde se află fiecare. Iepurele, vreau să vă spun că și ei lucrează mult, au o lună fabuloasă, o lună de succes, mai ales în planul carierei, deci al jobului, planul financiar, n-ar trebui să meargă rău deloc, dimpotrivă, pot să recupereze niște bani, pot să practice și altceva pe lângă jobul de bază și să mai facă bani. Au abilități pe care ceilalți le simt și le văd și sunt, s-ar putea să li se propună niște afaceri împreună cu alți oameni, atenție ce zodie sunt aceia care vă propun aceste afaceri, deci se pot asocia, pot să, sunt cu capul sus, aș spune, luna aceasta, deci chiar îi mobilizează și pe alții în jurul lor și pot să fie destul de convingători. Da? Pentru că au succes, au steaua succesului. Există și o amuletă pentru a crește carisma, se numește, și pentru a spori succesul, chiar financiar, dar succesul în general. Aceasta este noua amuletă de anul acesta pentru acest aspect, deci pentru toți cei care la anul va fi pentru dragoni și șerpi, mai ales ca să le sporească, dar și pentru cei care își doresc mai mult succes în carieră. Ideea este să aibă iată aici, da? N-ați mai văzut-o probabil până acum, dar luna aceasta este recomandată iepurilor. Atenție, pentru că ei chiar au nevoie să fie susținuți în aceste aspecte și, repet, celor care sunt lideri sau își doresc mai mult succes în prezența angajaților, deci cei care conduc grupuri, mai ales. Bun, au parte de prieteni și chiar sunt ajutați de prieteni. Vorbim de iepuri. O să mergem la dragon. Dragonii trebuie, cuvântul de ordine pentru ei este precauția luna aceasta. Au o dublă stea de boală. Când spunem boală, știți, a spus Marian în repetate rânduri, nu înseamnă numai boală în plan fizic. Poate să însemne și în plan mental un stres foarte mare, care să vă dea pur și simplu migrene. Poate să mai însemne o slăbire a imunității și mai înseamnă o posibilă stricare, îmbolnăvire, a relațiilor dumneavoastră cu cei din jur, oamenii dragi dumneavoastră. Oricum predispoziția există. Nu înseamnă că toți dragonii acum în linie dreaptă vor merge spre așa ceva. Sigur că sunt vizați mai mult copiii, oamenii în vârstă legat de bolile fizice. Trebuie mai multă precauție. De ce? Pentru că dragon, suntem încă în anul de oaie, să nu uităm, totuși. Și dragonul este afectat de taisui. În momentul în care vine și o dublă stea de boală, da, aș fi mai grijulie în plan fizic, să spunem. Dar știți că totul pornește de aici și o atitudine pozitivă ajută. Cereți ajutorul celor din jur să vă mai preia sarcinile, mai ales acasă, dacă se poate. Este și o lună de bivol care va aduce mai mult element pământ. Dragonii deja au pământ la bază, bivolul are pământ și este o lună de pământ, da?
încât acel pământ mai trebuie și el secat, iar steaua 2 e stea de pământ. Deci, iată, într-adevăr, poate să fie pe boli de pământ. Bolile de pământ implică aparatul digestiv, mai povesteam eu, implică anumite părți ale corpului, sigur că da, pancreas, de exemplu, pentru cei care au diabet, mare atenție, luna aceasta, da, se poate agrava, poate să scadă, să crească nivelul glicemiei sau așa, nu aș lăsa deoparte nici chiar bolile de inimă, cu toate că inima aparține elementului foc, dar pământul acesta poate genera niște disarmonii în tot corpul, știți? Repet, dureri de cap, migrene, răceli din acestea destul de care fac ravagii, bolile de plămâni, iarăși, sunt vizate. Acestea, plămânii sunt de pământ, da, organe de pământ și atenție pentru cei care fumează, deci v-am atras atenția asupra lucrurilor majore, până la urmă sănătatea e cea mai importantă. Restul, în mod normal, nu ar trebui să meargă foarte rău, dar fiți sănătoși, asta este sfatul de bază. Și Marian o să vă povestească, avem aici un remediu care el l-a adus și așa, avem acest cal, da? O să ajungem. Bun, deci nu uitați de Buddha al medicinii, într-un cuvânt, nu uitați de ulu, aveți un ulu auriu pe masă acolo, ca să nu uitați cum arată. Ulu poate fi și acela din ceramică care se umple cu sare. Acestea sunt remediile esențiale pentru sănătate. Da? Am ajuns la șerpi care au de-a face cu zeul Garuda. Ei chiar au nevoie de Garuda luna aceasta. De fapt și dragonii ar avea nevoie de Garuda, măcar luna aceasta. Dar Garuda este ajutătorul șerpilor în mod special și șerpii au steaua bolilor dublată. Singurul avantaj, uitați-l aici, singurul avantaj al șerpilor este faptul că sunt ajutați de aliatul lor, de luna de bivol. Iar șerpii fiind element foc-in la bază, da, nu mai au acel exces de pământ îngrozitor, îi ajută focul cât de cât, însă, totuși steaua 2 este a de pământ și atunci, ea, dublându-se, este o problemă. Iată-ne că am ajuns la mijlocul emisiunii, vom lua o mică pauză și ne întâlnim cu toți aici peste câteva secunde. Am ajuns la... Deci, cu șarpele am cam terminat. Mare atenție cu sănătatea. Sporturile extreme sunt de evitat. Dacă vedeți ceva, corpul de obicei vă vorbește. Că e ceva neregulă, mai mult sau mai puțin. De asemenea, putem să spunem că în sud-estul țării și în sud-estul lumii, deci, vor apărea probleme în... Nu de boală, ce spuneam și mai devreme, îmbolnăvirea relațiilor etnice acolo. Vor fi diverse atacuri, pot fi lupte între formațiuni interne. Așa că așteptați-vă la asta. Și la șerpi, într-adevăr, nu prea vin bănuții luna aceasta, nu prea sunt predispuși spre bani. Aveți răbdare până luna viitoare, când intrați în forța noul an, foarte bine. Pentru cal. Calul trebuie să fie foarte atent pe unde își pune obiectele personale. Trebuie să fie atent la multe și la ce mănâncă, pe unde mănâncă, pe unde își parchează mașina pentru cei care conduc, la trecerile de pietoni, aș spune. Foarte, foarte multe aspecte, de la violență verbală în care sunt atrași fără voia lor, până la violență fizică, Doamne ferește, și chiar mici accidente pe element metal. Este o dublă stea de metal, foarte, foarte nocivă, da? Steaua 7, inclusiv a furturilor. De aceea spun, aveți grijă cu obiectele personale, pe unde vi le puneți, să nu le uitați. Închideți-vă gențile, pozițiile și așa mai departe. În rest, aș spune, apropo de părțile lumii afectate, sudul Europei și sudul țării, poate să fie afectat de această energie de metal puternică. Doamne ferește, da, să nu auzim de niște accidente de tren sau, eu știu, accidente de mașini în lanț.
Camioane. Sau camioane, da. Deci tot ce înseamnă elementul metal yang, deci elementul metal puternic, da, este o stea puternică, ea de obicei aduce și violență fizică sau se numește steaua soldatului rănit, deci poate să fie chiar cu sânge, Doamne ferește. Asta este vorba de sudul oricărui continent, de fapt, și sudul țării noastre, că noi vorbim de țara noastră. Ar mai fi un lucru, să nu uităm că sectorul de sud reprezintă faima. Furt de faimă. Deci oamenii pot să-și piardă faima prin furt. Deci cai în poziție de conducere, aveți mare, mare grijă. Și nu numai cai, chiar oamenii în conducere. Da, puteți să fiți dați jos dintr-o dată, fără niciun cuvânt înainte, fără să anticipați acest lucru. Mai ales dacă cumva v-a luat gura pe dinainte și ați creat un, să zicem, o violență verbală sau o agresivitate verbală cu o zi înainte. Sau... Oricum, luna a început pe 6 ianuarie, începe pe 6 ianuarie. Astăzi este 5, nu? Da. Deci mâine începe luna solară și se termină exact în 3 februarie, dar include și data de 3 februarie. Și, de fapt, influențele aproape au început, deci... Repetăm, lună solară, da? Da. Deci, faima și-o pot pierde indiferent dacă ești cal sau nu ești cal. Oamenii care sunt în posturi de conducere, în posturi de conducere pot să-și piardă faima că vine unul și se dă lebădă. Atenție, dar... mai ales bărbaților. Deci, bărbații cai sunt mai afectați decât femeile cai, oricum. Cam din toate aceste puncte de vedere. Și li se recomandă, sincer, este un remediu, se numește rinocerul și elefantul, ne-ați tot auzit vorbind de el, există și o amuletă, aceasta e amuleta, doar pe aceasta o avem astăzi ca să vă arătăm. Există și remediul în casă, sigur că da, ar fi bine să-l aveți, mai ales cei născuți în an de cal, dar de fapt este remediile în casă, acesta este avantajul, e bine să le aveți oricum pentru că se împune toată viața, trebuie doar să știți unde le amplasați, da? Și bineînțeles, pe spate aveți mantrele de protecție. Deci întotdeauna aceste amulete vin cu mantre încrustate. Și sigur, atenție și cu sănătatea, atât cât se poate. Nu operațiilor. Da, din nou, tot ce înseamnă această energie de metal în exces aici este și foarte nocivă, spre deosebire de bivol și tigru. Evitați operațiile dacă se poate. Bun. Luna aceasta. Oaia. Oaia. Ei, oița noastră are o stea pozitivă la bază, este multiplicată și ea, steaua multiplicării. Este o stea însă care aduce un exces de foc. Deci atenție celor care suferă de tensiune arterială, adică au puseuri de tensiune de obicei, pot să le aibă mai pronunțate luna aceasta. Cei care au probleme cu sângele, boli de sânge sau anemii puternice sau... varice, eu știu, tot ce înseamnă sistemul acesta, deci arterial venos, atenție mare, încercați să nu forțați nota, da? Relațiile merg bine, cu dragostea ar trebui să o duceți bine, dar să nu uităm că este luna zodiei dumneavoastră conflictuale. Sunteți în lună de bivol, începând cu ziua de mâine. Și aș avea grijă pentru oi, vă spun, în zilele de bivol, mai ales. Deci pentru că, dați seama, este un an de oaie cu lună de bivol, zi de bivol dacă vine, voi oaie. Deci, deja, iarăși prea mult pământ, în primul rând. Să nu uităm că în ciclu elementelor focul produce pământul. Deci steaua voastră de multiplicare, că ea la baza asta este o stea de foc, nu face decât să potențeze acest element de pământ care vine iarăși în exces, fiind lună de bivol, voi, oi, an de oaie, deci din start 3 elemente de pământ și cu focul acela care îl produce, da? Deci pe lângă bolile de sânge și ceea ce v-am numit anterior, mai pot să apară afecțiuni sau să se accentueze cele deja instalate legate de organele de pământ. Altfel, deci, iarăși la voi, atenție cu sănătatea, nu este o lună rea altfel, deci din punct de vedere al carierei, al jobului, al relațiilor sociale, al prietenilor, al relației de dragoste, nu este o lună rea deloc. Dacă faceți un eveniment fericit, de exemplu, vă căsătoriți luna aceasta sau nașteți un copil luna aceasta, vorbesc pentru nativii oaie,
toată luna se schimbă la 180 de grade. Deci nu mai trebuie să vă mai faceți vreo problemă. Dar dacă nu este niciun eveniment fericit în familia dumneavoastră foarte apropiată, frați, surori, atunci trebuie să fiți doar precauți pe sănătate. Da? Să nu uităm că suntem în anul de oaie și oile sunt afectate de taisui. Încă. Bun. Pentru maimuță este o lună ceva mai lină decât pentru oaie, pentru că nu sunt afectați de zodia dușman. În primul rând, au aceea stea de multiplicare a stelei nouă, care e o stea benefică la bază. Deci ei ar trebui să nu aibă probleme cu munca și nici cu sănătatea prea mult, dar tocmai pentru că sunt maimuțele, aș spune, în cauza acestei dizarmonii între elementul foc și pământ, să stea puțin mai în banca lor, să nu bârfească, să nu fie răutăcioși, într-un cuvânt să-și țină gura și să nu răspundă provocărilor sau bârfelor. Și să nu bârfească, deci. Este o lună în care vor munci mult, da, pentru că este și lună de bivol și pe ei influențează într-un fel benefic legat de muncă. Chiar este recomandat să vă protejați la locul de muncă, adică să vă protejați poziția la locul de muncă. Și acela este cocoșul, cel care vă protejează. Cocoșul este întotdeauna auriu, se pune pe birou, mai ales pentru cei care au muncă la birou. Acel cocoș cu ametistul la bază, există și amuletă, aceea e recomandată de maestra mea întotdeauna pentru a fi folosită atunci când sunteți puțin mai atacați din ce știți dumneavoastră. Acum am ajuns la cocoș, care este cea mai afectată zodie, din păcate, cu toate că e luna aliatului lor, nu mai are aproape niciun efect benefic, nu mai are putere să-i ajute foarte mult. Sigur că e bine că este o lună benefică din punct de vedere al zodiei pe care o străbate, bivolul este aliatul cocoșului. Au două stele 5 care pot să aducă lucruri, să zicem, total nebenefice și obstacole. De la sănătate până la probleme la locul de muncă, poziție socială, pierdere chiar de nume, de renume, de faimă, de depinde în ce poziții sunteți. Cu toate acestea, dacă vă țineți pe o linie de plutire, asta înseamnă o atitudine pozitivă, o atitudine frumoasă legată de oamenii din jur, dumneavoastră aveți potențial mare să faceți bani luna aceasta. De aceea, tocmai dumneavoastră vi se recomandă niște remedii pentru a spori potențialul pe bani. Deci remediile de prosperitate. Pentru femei nu uităm de tare, da? Deci aceste oglinzi sunt foarte, foarte benefice. Există 5 tare. Mai există o oglindă aici pe masă, tara galbenă, care este și pentru acest lucru, tocmai pentru a ne proteja pe bani, deci tocmai să nu pierdem bani, da? Și eu vă doresc să luați deciziile benefice pentru dumneavoastră, pentru că nu este luna, deci aș fi mai grijulie pe sănătate și pe elementul metal, pentru doamnele care au bucătăria în vestul casei și sunt și născute în an de cocoș, mare atenție cum mânuiesc cuțitele, orice, de fapt se pot răni și cu o furculiță, da? Focul, să nu se ardă, să nu se opărească, orice legat de aceste aspecte, da? Dar mai ales legate de elementul metal, de cuțit, da? Intrați mai rar în bucătărie, dacă este această problemă, să zicem că aveți și bucătăria în vestul casei, aș sta puțin mai la o parte. Să știți că există oportunități și există oportunități pe bani pentru cocoși luna aceasta. Deci, în rest, nu m-aș hazarda. Nu pot să spun că este o lună bună pentru sănătate. Sper ca toți să o duceți bine, deci nu doresc să aud nimic de rău. Este o lună mai problematică pentru operații. Desigur, cei care chiar le necesită, până la urmă, pot să le facă, pentru că este o stea de pământ, nu este o stea de metal. Doar că acest cocoș e poziționat în vest, care este sector de metal. Și, repet, dacă știți să priviți lucrurile mai detașat,
puteți chiar să aveți parte de bani, chiar să-i faceți mai mulți decât vă așteptați. Pentru cocoșii care sunt în meserii de conducere, în poziții de conducere, le recomandăm Dorja. Da? Dorja, da, este simbolul puterii, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Este foarte, foarte frumos, se pune pe un piedestal și în sectorul de vest ar trebui pus luna aceasta. Deci Dorjele este ca și cu nodul mistic, știți, există niște simboluri atât de puternice, simbolurile acestea tibetane care au fost adoptate în toată lumea, pentru că s-a văzut efectul lor, care oriunde de fapt le pui, fac bine. Dar ca să-ți și meargă și mai bine, le pui în sectorul tău al zodiei tale, da? Respectiv pentru cocoși, în vestul casei, dacă se poate. Sau vestul livingului, măcar, sau vestul biroului. Bun. Am ajuns la căței, la câinii, care... Câinii au lună bună, doar că, fiind încă în an de oaie, cu lună de bivol, din nou pământ, câinele este element pământ la bază. Zilele de dragon vor fi nimicită. Da, zilele de dragon cu un al patrulea element de pământ, mare, mare grijă, care reprezintă și dușmanul lor, mare grijă, pentru că atunci pot să apară niște îmbolnăviri. Deci, iată, luna, de ce spunea Marian că nu e o lună prea bună, la modul general? Pentru că foarte multe zodii sunt marcate pe sănătate. Ori sănătatea este esențială dacă nu o avem. Și chiar ați văzut și o simplă răceală, orice mic accident te dă peste cap pentru o săptămână sau două săptămâni. Deci îți poate strica luna sau ceea ce aveai tu de făcut. Iarăși, atenția la sănătate și la câini. Nu sunt probleme majore altfel legate de bani. Ei stau cel mai bine cu dragostea, aș putea spune. Și iarăși, pentru ei este o lună foarte bună dacă se căsătoresc, se logodesc, nasc. Deci, o lună bună pentru cuplu, pentru a-și dezvolta relațiile sociale, a se întâlni cu prietenii, a pune țara la cale, cum se spune. Au și steaua academică. Deci, cei care sunt în domeniul creativ, lucrează în arte, o să aibă succes luna aceasta. Doar că se pot stresa cam mult, pot să muncească mai mult decât poate e necesar sau li se cere să muncească prea mult și se stresează și apar aceste dureri de cap, apar aceste mici, să zicem, afecțiuni, imunitatea poate să scadă. Și atenție, deci, la tai sui. Pentru cei care aveți cardul tai sui, amuleta tai sui, placa tai sui, folosiți-o încă anul acesta, pentru că sunteți marcați de elementul pământ în exces luna aceasta, lună de bivol, an de oaie și dumneavoastră câini, da? Sunteți deja afectați de tai sui. E o triplă afectare. Și în zilele de dragon apare a patra afectare, dacă și dragonul este afectat. Chiar aș avea grijă și în zilele de șobolan. Bun. Pentru mistreți, este o lună bună, mai ales să-și o petreacă cu familia și să se îndrepte puțin mai mult spre familie. Luna de bivol nu neapărat îi ajută foarte mult, dar ei o stea benefică dublată, da? Steaua 4, care este stea și de dragoste și stea academică, cum vă spuneam. Deci, ei nefiind atât de afectați de tai sui, ei nu sunt practic afectați de tai sui încă în anul de oaie, este an de oaie, luna de bivol nu este dușmanul lor, nu reprezintă nimic ca un obstacol. Au o lună mai bună decât colegii lor câinii, da? Colegii de sector. Și li se recomandă tocmai pentru potențarea dragostei, pentru cei care își mai caută iubirea sau care vor o relație mai stabilă, să folosească rațele mandarin, le aveți aici pe masă, sau să se folosească de un remediu de genul amuleta aceasta dublei fericiri, se numește, este foarte, foarte frumoasă, în primul rând, pentru că are și nodul mistic, are ciucurașul acesta agățat de nodul mistic, care nu face decât să zângăne puțin, să-l potențeze, să aducă energie yang, da? Acesta este simbolul dublei fericiri. Pot să o poarte la ei pentru cei care își doresc mai multă dragoste în relația lor sau vor să devină cumva mai stabili în această relație. Vreau să vă prezint rapid zilele, da? Mai dacă singur, mai avem timp. Mai așa? E un singur lucru foarte interesant pentru mistreți, atenție foarte mare la depresii psihice, pentru că când se întâlnesc aceste două stele de depresii, da, depresii. Da, în plan mental, deci se pot stresa mai mult. Asta este și la câini, dar la mistreți este mai mult în plan mental, știți? Nu, în mod normal, nu ar trebui să apară probleme sufletești. Sper că pe toți din familia dumneavoastră mistreții aveți sănătoși. Ei au scăpat de o lună
mai proastă, da, luna trecută. Bun, au avut o lună chiar cu probleme. Bun, haideți să ajungem la zile. O să vă dau, o să scădem zilele de până acum, da? Deci data de 12, 18 ianuarie, 30 ianuarie, vi se recomandă ca cei, doamnele mai ales, care poartă bijuterii din aur, argint, deci metal prețios sau semi-prețios, să își curețe, pentru a se pregăti pentru 9 ani, să și le curețe și energetic și fizic aceste bijuterii care pot fi folosite ca remedii până la urmă, atunci când avem nevoie de elementul metal, și să își curețe argintăria sau, mă rog, fiecare are în casă anumite obiecte mai valoroase, deci acele obiecte valoroase din metal, chiar dacă sunt statuete, curățați-le frumos, polișați-le și puneți-le acolo unde simțiți voi că este mai bine. În datele de 8, 17 și 26 puteți să creați prosperitate în viața dumneavoastră. Vi se recomandă să încercați să vă puneți o monedă de aceea de încuiere a banilor lângă o bancnotă de 100 în portofelul dumneavoastră și să nu vă atingeți de acea bancnotă de 100. Poate să fie 100 de orice, da? Dar să fie de 100, nu de 10, pentru că dublu 0 reprezintă infinitul care multiplică steaua 1, numărul 1, care este steaua succesului, da? Pentru datele de 6, deci mâine, 15 și 24, vi se recomandă să faceți o curățare a casei, energetică, desigur, cu acest incens, cum îi spune din engleză, fiecare, deci bețișoare parfumate, ce aveți dumneavoastră, pentru că bolurile tibetane sunt foarte bune, clopoței tibetani, aceia care sună ca o doagă, nu-i folosiți, pentru că nu sunt buni, înseamnă că nu sunt făcuți din metalele care trebuie. Tocmai pentru a ridica vibrația casei și pentru a vă spori chiar prosperitatea, pentru asta, pentru deblocare se folosesc. Nu uitați de colțurile formate de pereți, deci colțurile caselor. Încercați să curățați, să nu aveți foarte multe obiecte claie peste grămadă în colțurile, cotloanele, da, ceva mai ascuns ale casei, ale apartamentului, mă rog. Și încercați să deschideți geamurile, chiar dacă e frig afară, da? Pentru mai multe minute și să incantați măcar o mantră sau să o puneți chiar de pe internet. Folosiți-vă de mantrele cu care noi v-am obișnuit, Medicine Buddha, mai mult decât medicinii. Atât, puteți găsi la și noi, Jambala, mantra și Jambala. La noile oglinzi care le-am pus pe internet. Da, aceasta este pentru prosperitate. Deci, este la noile oglinzi care le-am pus pe internet, puteți să găsiți mantrele. Deci fiecare oglindă vine cu o altă mantră. Există acea procedură să rostești acea mantră de 7 ori, după care se spune că uitându-te în oglindă nu faci decât să atragi ceea ce ai rostit. Deci dacă aveți nevoie de mantre, cu cea mai mare dragoste, chiar alutara albă, alutara galbenă, știți că anul acesta au apărut pentru prima oară cele 21 de tare. Există o așa în cultura tibetană, există această cultură a celor atarelor. Bine, care există de mii de ani, dar anul ăsta maestra noastră a făcut aceste remedii și apar, cum spunea Marian, pentru prima oară. Să nu uităm că mantrele sunt încrustate și pe spate, numai că sunt scrise în tibetană și de aceea poate o să aveți nevoie de ele scrise în literele noastre, da? Le găsiți însă, le găsiți și la maestra. Decât să mai pierdeți dumneavoastră timpul, la fel ca și la unele cursuri de Feng Shui sau cursuri de pacii în care în primele două zile te învață limba chineză fără să o cunoască. Te învață niște semne, deci se pierde timpul prin ele. Vreau să vă spun că am fost la o emisiune alături de o domnișoară simpatică care făcuse cu tot o altă școală, apropo de doamna aceea cu un negritu. Doamna aceasta mi-a lăsat o impresie destul de bună. Am avut o conversație extraordinară cu dânsa. Nu este vina oamenilor că au primit o informație trunchiată sau greșită. Discutam și asta a fost concluzia la care am ajuns. Deci nu este vina oamenilor. Sunt oameni capabili care vor să învețe, tot respectul, dar sunt unii care nu vor să învețe deloc și mai dau și sfaturi. Asta e nenorocire. Bun, pentru datele de 13, 22 și 31 ianuarie, acestea sunt datele
cele mai bune pentru a poziționa obiectele dumneavoastră Feng Shui în casă pentru anul care vine. Deci puteți să le păstrați pe cele care ați avea nevoie, să zicem, de exemplu, nativii cocoși, da? Care au această dublă stea 5, să-și păstreze pagoda celor 5 elemente în sectorul de vest, dar celelalte remedii, de genul plăci, amulete și așa mai departe, să și le curețe, în primul rând, știți, pe un pat de sare presărată, într-un castronel sau farfuriuță, da? Să le țină pentru 24 de ore, cu o zi înainte de datele acestea menționate, deci acele date menționate când ele deja trebuie să fie curățate și folosite, aceste remedii, și puse în sectoarele potrivite, sunt datele de 13, 22 și 31 ianuarie. Da? Bun, mai avem un singur grupaj de două grupaje de date, data de 5 a fost astăzi, 14 și 23, când vi se recomandă să curățați casa din nou, dar numai cu bol tibetan, deci numai folosind obiectele de metal, nu neapărat cu bețișoare parfumate sau tămâie, și să se incanteze mantra Om Ahum, care este foarte, foarte puternică, vă spun, verificată 100 în 1000. Datele de 10, 19 și 28, importante pentru o ușoară renovare sau o ușoară zugrăvire sau o curățare a pereților, aceia care sunt impregnați cu amprente sau cu pete pe ei, este foarte bine, se spune, ca pereții casei să fie foarte curați în momentul în care treci în noul an. Noi deja ne pregătim pentru trecerea în noul an, da? E bine ca pe 4 februarie, anul solar, când e lapciunul, să ne găsească deja cu remediile puse. O să mai discutăm despre această curățire. De asemenea, curățați-vă și polișați-vă sau fixați-vă, reparați-vă robinete, clanțe la uși, da? Să nu scârțâie. Dacă aveți probleme, eu știu, crăpături pe pereți, reparați-le și pe acelea dacă puteți. Încercați măcar să mascați dacă nu puteți să reparați și să intrați în anul nou chinezesc cu acestea, cu casa curată, cu casa, cum să spun, energizată, să-i spunem, deci cu o vibrație mai ridicată, deci curățați-o și energetic și fizic, da? Scăpați de lucrurile în plus sau lucrurile aruncate, eu știu cum, așezați-le frumos, hainele și așa mai departe. Se pare că nu prea mai avem timp. Mai avem, mai avem asta un set. Asta a fost, 10, 19, 28, deci legat de pereți și robinete și tot ce v-am spus, clanțe. Iată-ne la sfârșitul acestei emisiuni, din fericire. Anca va dispărea în... Sper că nu dispar de tot, Doamne ferește, și așa ne așteaptă un an greu. O să încercăm pentru emisiunea viitoare să vă aducem niște imagini cu ea la la această manifestare deosebită. Nu uitați, 23 ianuarie vă așteptăm la Extravaganța în București și pe 30 ianuarie în Constanța facem Extravaganța. Nu știu dacă toți ați reușit să vedeți mesajul pe Facebook. Vi-l facem acum anunțul. Deci, în aceste două orașe mari, prezentăm Extravaganța. Sigur, problema este că Extravaganța de la București este aproape completă, dar... Cred că mai sunt vreo 3 locuri. Dar nu vrem să disperați. Dacă cumva o să vedem că este o cerere, vom mai organiza încă un eveniment. Dacă lăsând nu asta oamenii, deoparte, da. Urez drum bun încă și pe această cale și când va fi Malaysia și se va uita la emisiunea, să vadă că i-am spus drum bun. Pentru dumneavoastră, vă mulțumim pentru timp, vă mulțumim că sunteți suporterii noștri. Vreau să vă spun că am avut săptămâna asta atât de mulți prieteni adăugați, dânsi au solicitat, încât ne-ați copleșit. Vă mulțumim încă o dată și să aveți o săptămână deosebită. Toate cele bune, să ne vedem cu bine! Thank you.